Deși la început Ioan Dârzu a spus că există o variantă din partea PSD pentru funcția de premier, dar nu se vehiculează nume, mai apoi a spus că Liviu Dragnea este o variantă pentru această funcție. Poate fi o variantă care, dacă cele două partide constată că este varianta comună, atât a PSD-ului cât și a colegilor din alte, sigur, poate să fie o variantă și, cu siguranță, mai sunt variante. Din punctul meu de vedere, consider următorul lucru. Până la urmă, soarta asta a țării trebuie luată în mână de cineva, trebuie luată de un bărbat adevărat. Adică nu putem să ne tot fofilăm după diverse mofturi a actualului președinte, că ăla e într-un fel că ce-și doresc românii până la urmă. Și o să vedem asta exact în data de 11 decembrie. Eu cred că trebuie să punem piciorul în prag serios și să ne apărăm interesul național. Până acum, din păcate, spunea și colegii mei, domn primar, rector, spunea că atragerea de fonduri europene zero, implicarea miniștrilor zero. Păi, ce facem? Noi cui facem jocul? Noi ca români. Cred că trebuie să ne apărăm interesul, în primul rând, interesul nostru al României. Din interiorul partidului nostru, vreau să vă spun că este o mână forte, conduce foarte bine, știe pașii pe care trebuie să-i urmeze și știe și finalitatea cum trebuie să se încheie. Deci, eu aș spune că este printre cei mai redutabili om politic și s-a dovedit, și mie îmi spun foarte mulți primari care nu sunt la PSD din județul nostru, că și-ar dori ca să o ducă bine cum au dus-o atunci când era Dragnea la Ministerul Dezvoltării sau Ponta la Guvern. De ce? Nu știu. Probabil că și cetățenii din comunele mai năpăstuite ale județului au aceleași drepturi ca și cetățenii din Alba sau din Baia de Areș. Deși nu este încă sigur cine este varianta PSD-ului pentru funcția de premier, reprezentanții organizației Alba Iuliene asigură că sunt mulți oameni care ar putea face față cu brio acestei funcții.